Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Potrivit unor surse politice, PSD și PNL au hotărât comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Asta înseamnă că pe 9 iunie am putea vota atât reprezentanții României în Parlamentul European, cât și primarii, consiliile locale, consiliile județene și președinții acestora. Decizia formală ar urma să fie anunțată zilele acestea. PSD și PNL negociază de mai multe luni comasarea, iar sprijinul ideii, liderii politici invocă public argumente ce țin de confortul alegătorilor și reducerea cheltuielilor. Însă în spatele ușilor închise, fiecare partid încearcă să-și asigure de fapt o poziție cât mai bună în competiția electorală. La telefon este analistul politic Cristian Părvulescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, v-aș întreba mai întâi ce avantaje și dezavantaje prezintă această formulă pentru noi, alegătorii. Principala problemă va reprezenta confuzia, faptul că se vor vota în același timp și primari. Gândiți-vă, în București vom avea de ales primarul general, primarii de sector, consiliul general, consiliul de sector, 4 plus încă 1-5 buletine de vot. Asta va produce o oarecare confuzie. Informațiile date de tipurile de alegeri nu vor fi complete, deci nu va fi probabil cea mai clară alegere pe care o vor face românii dacă se va întâmpla același lucru, dar din câte am văzut, acelea surse de care vorbeați spun că s-ar comasa și alegerile prezidențiale cu cele parlamentare, ar fi un pachet complet, altfel spus, primul tur al alegerilor prezidențiale ar avea loc cu cele parlamentare. Sigur, noi în România am mai avut acest gen de alegeri. Ele au însă un efect, și anume prezidențializează alegerile. Și probabil ceea ce se va întâmpla la locale va fi că în foarte multe localități concentrarea va fi pe primar. Deci vom avea o personalizare a alegerilor cu o discuție mult mai puțin importantă pe programe, pe viziuni, ideologii sau valori. Alegerile care sunt sau la care se participă cel mai mult sunt cele prezidențiale. Acum, la europarlamentare și la locale, nivelul de participare nu este chiar atât de ridicat ca la prezidențiale. Formula asta de comasare, vă rog, formula asta de comasare, credeți că ar putea ridica prezența la urne? Este ceea ce încearcă să facă, și anume să ridice prezența la urne, măcar la nivelul localelor. Sigur, în 2019, la alegerile europene, a fost o prezență foarte mare, dar și acolo a fost un artificiu. Au fost alegeri europene și referendumul pentru justiție. Referendumul pentru justiție a funcționat ca un levier, a crescut prezența pentru că a făcut ca întreaga dezbatere să se concentreze în jurul reformelor pentru justiție și a viitorului justiției statului de drept în România. 50% a fost o surpriză, a fost cu 20% mai mult decât cu 5 ani înainte. Se va întâmpla același lucru anul acesta? Eu sunt dintre cei care cred că nu. De obicei, prezența la alegerile europene, și nu doar în România, este scăzută. Este undeva între 25 și 35%. Dacă sunt împreună cu alegerile locale, atunci va fi ceva mai mare, pentru că ceea ce reprezintă baza partidelor, iată un interes al celor două partide, ca și a UDMR de altfel, e vorba de militanți, primari, consilieri locali, consilieri județeni, vor mobiliza alegătorii partidelor, vor mobiliza ceea ce eu numesc clientela electorală a partidelor, și asta le va favoriza în mod clar, pentru că celelalte partide nu au aceeași capacitate de mobilizare. PSD și PNL au 80% din primarii din România. Dacă mai adăugăm și UDMR, care are în jur de 7-8% din primari, vedeți o dominație clară a acestor partiduri. Acești primari, mai ales în orașele mici și în comune, deci în 2/3 din România, au propriul lor electorat pe care se bazează și pe care îl pot mobiliza, deci pot crește forța acestor partide la alegerile europene. Bun, dar dincolo de argumentele privind confortul alegătorilor,
ca să nu se ducă tot timpul la urne, deși o să fie probabil ceva mai complicat să te descurci cu atâtea buletine de vot. Și dincolo de argumentele privind economii, care nu știu cât de mari sunt, care e gândirea la PSD și PNL? Adică ce speră să câștige și mai ales cu ce speră să-i păgubească pe ceilalți competitori electorali organizarea asta? În primul rând, cu această prezență la vot mai mare a propriilor baze electorale, care vor defavoriza competitorii care nu au aceleași resurse. Aceste partide au resurse în cadre. PSD-ul cred că are aproape în fiecare localitate din România organizații, ceea ce celelalte partide nu au sau nu în această măsură, și mai ales au aleșii locali. În România dezbaterea politică nu este în jurul ideologiilor și programelor, știți foarte bine. În schimb, acești aleși locali pot să mobilizeze și asta este motivul pentru care și-au dorit atât de mult să comaseze. Este un avantaj net pentru PSD, PNL și UDMR în raport cu competitorii lor și același avantaj se va vedea probabil și dacă se vor comasa parlamentarele cu prezidențiale. Pe de altă parte, a mai fost un motiv. Cele două partide au negociat și liste comune. Vom afla mai multe lucruri probabil joi, dar exista un interes din partea PSD de data asta. Deci dacă în ceea ce privește comasarea, PNL avea un interes mai important pentru că sondajele îl indică la o cotă apropiată de cea AUR, în ceea ce privește comasarea alegerilor și liste comune, PSD-ul are un interes, mai ales în ceea ce privește alegerile prezidențiale, pentru că PSD-ul nu a reușit din 2000 încoace să câștige alegerile prezidențiale, dar un candidat comun speră să poată obține mai mult. Vom vedea dacă au reușit acest lucru. Pentru moment sunt rezervat, dar faptul că se anunță ca sigură comasarea alegerilor îmi spune că vom vedea un întreg pachet de instrumente pe care îl vor anunța mâine, din câte înțeleg. V-aș mai cere un comentariu în contextul ăsta, din punctul dumneavoastră, adică cum descrieți dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră viața politică în România din moment ce cu 4 luni înainte de alegerile locale în marile orașe, principale partide încă nu și-au anunțat candidații, nu și-au stabilit candidații și încă nu știm în an de alegeri prezidențiale cu cine va merge fiecare partid în această cursă. Ce vă spune asta despre politica din România? În primul rând, pentru că au dificultăți. Pe de altă parte, ei știu de fapt pe cine vor trimite, dar pentru că nu au încheiat negocierile, nu au putut să facă aceste anunțuri. Iar negocierile acestea, a spus-o dumneavoastră înainte, se poartă de luni de zile, am putea spune că de ani de zile, de când s-a format această coaliție, s-au tot discutat despre comasare și liste comune, dar a fost foarte dificil pentru că cele două partide, deși au cooperat în USL, vă aduceți cu siguranță aminte, sau în orice caz ascultătorii și aduc aminte, dar deși au colaborat în USL, acum aveau foarte multe dificultăți. Și a fost dificil pentru că pentru PNL, spre exemplu, să nu aibă un candidat la prezidențiale nu-i deloc simplu, iar pentru PSD să nu câștige alegerile prezidențiale este neplăcut și atunci cele două partide au încercat să obțină cât mai multe avantaje din aceste negocieri până în ultimul moment. Ce ne spune despre viața politică? Ne spune că în momentul de față viața politică românească este dezorientată, că toate aceste idei legate de ieșirea din Uniunea Europeană, legate de insatisfacția multora în legătură cu situația economică a României, au pus partidele sistem într-o ecuație dificilă. Mulțumesc, domnule profesor, a fost în direct în Deșteptarea, analistul politic Cristian Pârvulescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.